În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Iubiți credincioși, de multe ori ne-am aflat în duminica de după înălțarea Sfintei Cruci și am luat pe rând să vorbim despre lepădarea de sine, despre urmarea lui Hristos, despre toate. Dar în drumul către predica de astăzi, m-am tot gândit la ceea ce am spus, ca nu cumva să mă repet, m-am tot gândit la sensurile duminicii de astăzi și deodată m-am gândit la ceva la care trebuia să mă gândesc încă de acum 20 de ani, de când am început să predic despre înălțarea Sfintei Cruci. Și anume, mi-au căzut ochii pe denumirea acestei duminici în calendar. Se numește Duminica de după înălțarea Sfintei Cruci. Și mi-a zis, bă, fraților, stai așa că eu n-am vorbit niciodată despre faptul că în tot anul bisericesc avem vreo 34 de duminici care se numesc după. Duminica întâi după Rusalii, duminica a doua după Rusalii, duminica 34 după Rusalii. Apoi după fiecare praznic al nașterii Domnului, duminica de după praznicul nașterii Domnului, după botezul Domnului, duminica după botezul Domnului. Iată că astăzi, duminica după înălțarea Sfintei Cruci, înseamnă că trebuie să ne gândim puțin și la această perspectivă. De ce Sfinții Părinți ne-au numărat întotdeauna duminicile ca o înșiruire? Tocmai pentru a ne arăta că noi mergem după ceva și după cineva. După ceva, adică după un eveniment, și după cineva, adică după Hristos. Și de aceea vreau să poposesc astăzi puțin asupra înțelesului acestei direcții în care mergem. Apoi, dacă mergem și este duminica după înălțarea Sfintei Cruci, trebuie să ne uităm puțin înainte și apoi și mai mult înapoi. Suntem cei de duminica trecută? Am câștigat ceva de la praznicul înălțării Sfintei Cruci până astăzi ca să ne numim în duminica de după înălțarea Sfintei Cruci? Păi poate că e puțin mai greu. Haideți să o luăm mai de la început. Să ne aducem aminte că tot a început școala de o săptămână, când eram noi mici și după grădiniță urma școala. După clasa 1 urma clasa 2, după clasa 8 urma liceul, după liceu urma facultatea. Ne putem aduce aminte ce bucurie aveam când ne uitam în urmă și îi vedeam pe cei mai mici rămași la gimnaziu și noi trecusem la liceu? Ne mai aducem aminte de bucuria cu care ne uitam în urmă, rămânând grădinița și noi duceam la școală în clasa 1? Suntem noi vrednici că am trecut prin aceste momente din viață? În măsura în care știm să ne bucurăm, suntem vrednici. Dar de cele mai multe ori uităm să ne bucurăm. Acesta este mesajul duminicii de după înălțarea Sfintei Cruci. De ce uităm să ne bucurăm? De ce uităm că am depășit anumite lucruri? De ce atunci când suntem înaintea unui necaz, ne rugăm la toți sfinții și scoatem din noi tot felul de promisiuni, ne trezim la miezul nopții, deși e un efort pe care altădată nu l-am putea face chiar? De ce stăm în genunchi la două, trei acatiste? De ce avem puterea aceasta? Pentru că așteptăm ceva. Dar după ce am obținut acel ceva, de ce nu mai avem acea tărie și acea putere de a continua lupta? E bine, în fiecare duminică, atunci când o numim duminica a 20-a, a 21-a, după Rusalii, de exemplu, de ce nu ne aducem aminte că înainte de praznicul Rusaliilor ne-am încărcat cu duminicile de după înălțarea Domnului, cu duminicile de după Paști? De ce nu ne aducem aminte? Sau de ce atunci când pregătim un lucru deosebit, înainte de a-l face, ne accesăm tot ceea ce înseamnă posibilități și tot ceea ce înseamnă inclusiv relații, ca să iasă bine? Și după ce a ieșit bine, uităm. Nu cumva acesta este mesajul vieții noastre? Nu cumva
pe românește, mâniem pe Dumnezeu, că nu știm să și mulțumim. Dacă am analizat puțin partea liturgică a rugăciunii, știți că rugăciunea este de trei feluri. Cea mai cunoscută este cea de cerere, cea mai puțin cunoscută este cea de laudă și cea mai necunoscută este cea de mulțumire. Ca să inverseze, adică să așeze în ordinea firească a lucrurilor, aceste feluri de rugăciune, Mântuitorul spune, cereți ca și când ați primi și veți avea. Așa va să zică. Cea mai bună rugăciune ca să primesc ceva este să am în cap că Dumnezeu deja mi-a dat și cum dovedesc eu că am primit? Mulțumind pentru ceea ce am primit. Dar dacă vom mulțumi lui Dumnezeu înainte de a ne da ceva, nu este cumva acesta sensul rugăciunilor noastre? Îmi aduc aminte că întotdeauna Părintele Asenie, când duceam la el, și bă, fraților, nu mai fiți, bă, numai cerșetor, dă, Doamne, dă, Doamne, mai mulțumi și lui Dumnezeu. Că nu asta vrea de la noi Dnezeu. Dumnezeu nu vrea milogi, Dumnezeu vrea eroi. Așa zicea Părintele și așa o să zic și eu până la sfârșitul zilelor mele. Pentru că Dumnezeu ne vrea oamenii momentului, oamenii de după, oamenii lui azi. Astăzi este ziua de după ieri, este ziua dinaintea lui mâine și astăzi este accentul care cade pe toată viața noastră. De aceea mi-am permis ca astăzi să vă spun câte ceva despre acest după, praznicul de după, duminica de după înălțarea Sfintei Cruci. Dar nu înseamnă numai raportarea la un eveniment. De exemplu, noi trăim în zilele de după Hristos. Era de după, înainte de Hristos și după Hristos. Noi suntem după Hristos, oricum suntem după. Dar nu înseamnă că Hristos a rămas undeva și noi suntem după El. Nu, Hristos e înaintea noastră și noi mergem după Hristos. Pentru că cei care au trăit înainte de Noul Testament erau înainte de Hristos. Dar nu însemna că o să vină Hristos după ei. Hristos era înaintea lor. Acum, același Hristos a rămas și înaintea noastră. Vă să zic că, pentru a înțelege mai bine, am să vă aduc aminte de cel care căuta o mănăstire într-un vârf de munte și mai pe la jumatea pantei, așa, începe o ploaie. Dar nu ploaie, era așa, de nu putea să înainteze omul. Și vede un licăr de lumină și merge câțiva pași și dă de o cabană. Și cabanierul îi deschide, zice, vine încoace, frate, că te apuce. Nu, nu, unde este drumul? Că s-ar putea să fi rătăcit. Ce drum, mă, nene? Drumul până la mănăstire. Păi stai puțin așa, că poate mâine, poimine, când începe să se mai rărească ploaia, când o ia puțin cu pietrele la vale și poți să mergi mai departe, atunci poate că o să mergi mai departe. Zice, nu, nu, eu trebuie să ajung. Cum să ajungi, bă, tu vezi că nu merge, nu se poate înainta? Nu, pe mine mă interesează decât în ce direcție e mănăstirea, că nu mai văd nimic până noapte. Zice, domnule, mănăstirea este sus. Orice cărare duce la mănăstire, dar nu poți să mergi acum că este foarte, foarte întunecat, plouă și pământul a luat-o la vale. Zice, nu, pentru că sufletul meu deja a ajuns. Eu mă duc după el. Ei, să știți că toată viața noastră, dacă știm să ne proiectăm ceva, sufletul nostru este ajuns și ne așteaptă pe noi. A, cum ne așteaptă? Păi să vă aduc aminte despre celălalt, care plătit cu bani grei, cum se zice, era călăuză. Și câțiva bogătani care căutau comori, înainte să căutau comorile în pământ. Acum nu se mai caută comorile în pământ, se caută pe cifre, pe tabele și, mă rog, dar tot comori, sunt tot căutători de comori, sunt și acum. Și călăuza, cum ar deveni acum un broker călăuză, călăuza asta tot mergea, mergea și, domne, te plătim, dar să mergi așa în ritm susținut ca să fim primii. Și după două zile și două nopți de mers trap, călăuza s-a oprit. Și a zis, acum dormim. Ei, cum să dormim, băi? Noi plecăm după aur sau ce facem? Ce nu, acum dormim. Ăștia au crezut că glumesc și au plusat. Au dublat suma cu care îl plăteau. Și a zis, hai că acum pleacă. Zice, nu, nu, dormim. Păi de ce? Zice, pentru că ne-au rămas sufletele în urmă, trebuie să ne ajungă.
asta înseamnă să ne știm poziția pe care o avem. În viață, trebuie din când în când să ne aruncăm privirea și înainte, dar și înapoi. De exemplu, acum suntem în duminica de după înălțarea Sfintei Crucii, dar suntem cu multe duminici înainte de nașterea Domnului. Trebuie să știm foarte clar că nu trebuie să ne cultivăm așa un talmeș-balmeș. Suntem așa azi, e azi. Bă, fraților, azi ce înseamnă? Azi suntem în septembrie, dar trebuie să știm cele ale lunii septembrie. Nu ne uităm după cer acum să vedem, poate ducem la plajă. Nu, este septembrie. Trebuie să știm că suntem după duminica Înălțării Sfintei Cruci, dar suntem înaintea altor duminici. Va să zic că nici nu trebuie să o luăm prea tare să ne rămână sufletul în urmă, dar nici prea în urmă, că sufletele deja au ajuns. Iubiți credincioși, aceasta este taina duminicii de după Înălțarea Sfintei Cruci. Este taina poziționării noastre în lume, în timp și în spațiu. Nu trebuie să avem pretenții mai mari de la ziua de azi decât cea pe care o cunoaștem. Și anume, ne apropiem de pacea dintre zi și noapte. Adică peste doar câteva zile, adică mâine, poi mâine, ziua este egală cu noaptea. Asta este duminica de după Înălțarea Sfintei Cruci. Atunci când este la limită, într-un armistițiu plăcut, ziua cu noaptea. Nu trebuie să cerem acum altceva decât să ne uităm la pământ, să știm că dacă vrem să smulgem spice coapte peste 9 luni, trebuie să le punem de acum, că dacă le punem mai târziu, s-ar putea să ne mai scoatem deloc. Dacă este septembrie, să tragem linie și să vedem noi bobocii pe care i-am numărat în martie, aprilie, când erau mulți, să vedem câți au rămas. Că nu degeaba, spune poporul român, toamna se numără bobocii. Pentru că dacă te duci la unul care scoate de sub cloșcă boboci în primăvară și zice, ia uite, am făcut 200, stai mă, tată, cu minte. Toamna se numără, nu acum. Chiar pe noi, Dumnezeu să ierte bunica, nu ne lăsa să numărăm boboci. Bine, așa probabil că era mentalitatea ei, dar ne-a învățat foarte bine. Zice, de ce? Zice, că aduce pagubă. Adică cum? Zice, pentru că acum sunt mai mulți decât la toamnă. Era clar că nu putea să fie mai puțin decât la toamnă. Și atunci zicea, nu-i numărați, că e păgubos să-i numărați. Acum este vremea recoltei. Acum, dacă ne uităm în hambare și vedem că sunt cam goale, nu trebuie să plângem prea tare. Trebuie să ne ambiționăm ca la anul să nu fie la fel. Pentru că omul, dacă își plânge de milă, pierde timp, pierde energie și în loc să meargă să programeze pentru la anul cum va fi recolta, începe să-și plângă de milă, aoleo, ce sărac mai sunt, aoleo, ce nu mi-ajunge și așa mai departe. De aceea trebuie să ne raportăm întotdeauna unde suntem. Suntem după, dar suntem și înainte. Dacă suntem după și tragem linii și n-au ieșit prea mulți boboci, trebuie să spunem, mă, dacă n-au rămas decât 2% din boboci, nu pot să măresc această cifră decât dacă acest 2% este raportat la o sumă mai mare. Și atunci, în loc de 100, la primăvară să am 200 și o să fie 4. Poate o să fie măcar 3 și tot sunt mai mulți decât anul ăsta. Dacă anul trecut, mă refer la studenții care se pregătesc acum de școală, din 12 examene, vară plus iarnă, mai am 11, acum o să-mi plâng de milă, dar nu e cazul. Trebuie să mă ambiționez și la anul să am mai puține. Dacă nu sunt prea îndrăznesc, să zic să nu mai am deloc. Dar ceea ce nu este cazul. Trebuie să ne cunoaștem întotdeauna măsura. Nu trebuie să ne comparăm cu alții. Pentru că, în general, boala omului, în general, și boala românului în special, este să nu poată să fie fericit pentru că cel de lângă el are mai mult. Mai binele este dușmanul binelui. Zice, dacă mi-e bine acum, nu poate să fie și mai bine? În loc să mă bucur pentru binele de acum, eu dau, cum zice românul, vrabia din mână pe cioara după gard. Și atunci, ce facem? Important este să știm că astăzi este duminica
de după înălțarea Sfintei Cruci și duminica dinaintea multor alte altor sărbători din viața noastră. De aceea să rugăm pe Bunul Dumnezeu ca în această frumoasă duminică de după înălțarea Sfintei Cruci să ne însemneze fix locul pe care îl acoperim cu umbra noastră. Dacă nu ne-am mai călca așa unii pe alții pe umbre, cu siguranță că viața ar fi mai frumoasă. Dar trebuie să ne aducem aminte și de fratele nostru Aristotel, care stătea la marginea mării și când a venit măria sa pe lângă el, el s-a dat așa puțin într-o parte și zice, măria ta, nu-mi lua ce nu-mi poți da. Cum adică? Păi mi-ai luat soarele, dă-te din soare, că am numai umbră pe mine. Dacă însă am fi atenți pe unde călcăm și pe cine umbrim și să nu mai umbrim pe celălalt, cu siguranță că viața noastră ar fi mai frumoasă. Dar nu pot să închei fără să vă spun că trebuie să fim foarte, foarte atenți cum trăim. Și anume se spune că împăratul Alexandru cel Mare, Alexandru Macedon, a chemat într-o bună dispoziție a sa pe toți învățații și înțelepții Imperiului. Și adunându-i, le-a spus că este pregătit să le ofere tot ceea ce doresc ei. Și bineînțeles că ei au cerut așa, prin vocea celui mai bătrân, să le dea tinețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și a spus, nu vă supărați, nu v-am chemat aici la povești. Știți că așa ceva nu există. Cum adică să nu existe? Păi știți că toți murim și măria ta o să moară? Da, bineînțeles că și eu o să mor. Dar de ce vă purtați atunci ca și când n-ați murit niciodată? Și noi, dacă ne vom uita puțin în oglinda timpului, trebuie să știm că nu trebuie să ne purtăm atât de nebunește încât să creadă cei de lângă noi că am uitat că vine și sfârșitul nostru. Că va fi generația de după duminica în care trăim noi. Pentru că acesta este mesajul cel mare. Să ne scuturăm puțin dintre ale noastre și să vedem că noi suntem după părinții noștri, dar după noi vor fi copiii noștri și nepoții noștri. De aceea să nu uităm că tot ceea ce pășim nu este un lucru pe care îl lăsăm moștenire copiilor noștri, ci este lucrul pe care îl avem cu împrumut de la nepoții noștri. Și atunci responsabilitatea noastră va fi mult mai mare. Dacă vrem să zidim ceva cu această mentalitate că avem împrumut tot ceea ce folosim de la copiii noștri, înseamnă că trebuie să ne gândim că și lor trebuie să le dăm împrumutul înapoi, în rate mai mici sau mai mari, pe o perioadă de timp mai îndelungată sau mai scurtă. Dar trebuie să dăm ceea ce am împrumutat înapoi și cu dobândă. Este cea mai frumoasă dobândă pe care putem să o plătim, cea către nepoții noștri care ne-au îngăduit să le bem apa înaintea lor, care ne-au îngăduit să le călcăm potecile înainte de a le călca ei și noi suntem datori să le păstrăm în bună siguranță ca să le calce și ei, pentru că ei, la rândul lor, le vor avea cu împrumut de la nepoții și strănepoții lor. De aceea, duminica de astăzi, în care ne-am poziționat că astăzi este ziua noastră, trebuie să știm foarte frumos că ne așteaptă și alte duminici care urmează să fie depășite și să spunem, suntem în duminica de după cealaltă sărbătoare. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.